Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi Viața Bate Filmul iese la plimbare. Ați văzut și voi, în sfârșit s-a oprit ploaia după atâtea zile urâte și am ieșit să ne plimbăm și să ne relaxăm, să fim foarte, foarte calmi. Și de ce să fim noi calmi? Nu despre asta vorbim astăzi la emisiune, ci despre opusul calmului, despre nervi și ce facem când suntem nervoși. În cel mai rău caz, înjurăm. Vrem și noi să vedem cât de des înjură suceveanul și oare care o fi înjurătura lui preferată. Chiar sunt foarte, foarte curios. Nu înjur deloc. Deloc? Deloc. Nu înjur, eu una nu înjur, nu. Nu prea. Mai rar. Nu înjur, de obicei nu înjur. Când trebuie. Nu mă folosește mine dacă înjur nimica. Ce am de, dacă înjur, trebuie să mă enervez. Și așa, mai bine nu înjur, nu mă enervez și mă păstrez calm, că așa mă îmbolnăvesc. Și inima s-o să lucreze corect, nu o să fac tensiune, nu o să... Astea probleme de... Sănătatea omului depinde și de cum se comportă el. Cum rezistă așa la nervi, cum rezistă. Probabil că o luat un obicei la început și dacă îi întreb de ce înjură, ei nu știu să răspundă. Eu am făcut asta, întrebarea asta, pentru mine. Și am zis, păi dacă ai înjurat, ce s-a ajutat? Așa m-am trezit. Te-ai trezit așa, dar ți-ai făcut un calcul? Păi înjur, dar ce am rezolvat? Mă mai răcoresc. Păi nu mă răcoresc cu înjurat. Fiecare cum e crescut de acasă, fiecare cum, nu știu. Dar e păcat de înjurat, așa avem atâtea păcate. Mai sunt și nervi, mai sunt și probleme de la lucru. O parte din lume înjură, poate din necunoștință. El nu are în cap o viziune pentru ce e născut pe lumea asta. El știe lui. Crede el că face, e bun așa și nu are de răspuns nimănui, nimic și așa ia. Dar care conștient și știe despre ce e vorba, ce vrea să, de la viața asta, nu înjură. Că nu are nicio satisfacție. În jurământul nu are satisfacție. La nervi, la... Dar, în general, nu prea înjur. Și de cruce, și de Dumnezeu, pe mulți am noi auzit de Dumnezeu, care e cea mai periculoasă. Mai Dumnezeu ți-o dă pâine, Dumnezeu îți dă liniște, pace, te-o păstrat așa în liniște, vara asta nu te-a inundat și tu înjuri de Dumnezeu, în loc să cu un cuvânt așa care îl folosești. Băi, Dumnezeu binecuvintează ceva, nu înjura. Nu pot să spun, nu pot. N-aș putea să vă spun acum. Una mai ușoară așa. Care? Nu știu. Să vin pe limbă. Cine vin pe limbă? Care o folosesc cel mai des? Nu prea, nu. Mai rău. Referitor la credință. Când e vorba de cele sfinte, dă-i tare și mai des. Hai, care o aud mai des este una... Care? Păi care? Una cu P începe. Și? Cam merg așa, se repetă, sunt copii unul pe altul. Copiii mici, ce aud la tata, cu aceea continui viața. Păi nu știu, eu cam în oraș unde stau eu, cam nu prea aud. Nu. Dar care să fie altul? Ei, acum mai modern s-o mai schimbat. Pui măsă, mai nu știu ce, mai nu mai aud la televizor eu, da. Nu prea. Probabil că de la început, eu când m-am trezit, nu chiar așa am prins în jurături așa, ca acum, care zice, calculau, băi, dar am zis ceva rău, zice, mama, nu mama ta, deci n-am zis ceva rău. Băi, dacă îi zic, dar oricum, să știm că nu e chiar ceva corect. Ce să-i zici la un copil? Băi, zic, Dumnezeu să te binecuvintează, băi băiat, că o să fii mai bine. Și el tot o să fie binecuvântat și o să crească binecuvântat și o să primească binecuvântarea. După cum reacționează și omul, da? Probabil că primul care a început cu înjurăturile, n-am explicații cum a început. Asta nu pot să vă spun. Nu pot să. Depinde de educație. După cum se apare? După un fel de probleme de zi cu zi. Pe lângă restaurante, de obicei, și prin lângă acei care lucrează,
o meserie, o practică, se lovește în timpul meserie, că dă cu ciocanul, cum ziceți, mare, dă cu ciocanul în deget. Și atunci îi dă drumul la jurătură, că zici că îi trece, dar nu îi trece. Asta, eu știu, e folclorul, nu? Dar nu mai înjură nimeni în Suceava asta chiar. Ei, uite, vedem și noi că omul și-a dat seama. Nu e frumos să înjuri și nici nu e bine. Mai ales când e vorba de cele sfinte. Aici sunt perfect de acord cu ceilalți. În rest, când te mai lovești cu ciocanul, vrei, nu vrei, mai scapi câte un porumbel, să-i spunem așa. Hai, nu mai înjurăm. Așa, în gând. Uite, în gând, facem un pact. Toată lumea înjură în gând. Să vedem dacă lumea va fi mai bună în cazul ăsta. Eu ce să vă spun? Vă enervați, nu vă enervați, o să vă treacă. Dacă înjurați, să nu vă audă nimeni. Aveți mare, mare grijă. Dacă vă vine vreo idee de înjurătură, nu o folosiți. Țineți-o pentru voi, dar o idee de emisiune e binevenită. Și o așteptăm la 0744-238-830. Nu uitați să vizitați și site-ul nostru www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Ca să te simți bine în casa ta, ai nevoie de un mobilier de calitate. Îți dorești mobilă de lux? La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul mobila lângă Bucovina vis-a-vis de finanțe. Living Max la doar 1490 de lei, Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Pentru o casă, o instituție sau o firmă, ai nevoie de geamuri termopan, pavele vibropresate, amenajări interioare și exterioare, elemente din fier forjat și consultanță pas cu pas pentru proiectul propus. Pentru toate acestea, noi suntem alegerea perfectă. Transpavai și Transtermo, cu experiență de peste 17 ani, vă stau la dispoziție. Producție și montaj pavele vibropresate, Transpavaj este soluția. Termopane cu oferta corectă de preț, Transtermo este alegerea dumneavoastră. Transtermo și Transpavaj, prin Contransport, vă aștept. Suntem în showroom-ul nostru, Bulevardul George Enescu, zona mobilă. Telefon 0745 644 375.